Și în timp ce românii primesc notificări de la furnizori că vor avea facturi la energia electrică cu 500% mai mari de la 1 noiembrie și cu 200% mai mari la gaze, tot de la 1 noiembrie, oficialii dezbat pachetul care ar trebui să ajute milioane de români și firme să suporte aceste facturi care au explodat în ultima perioadă. Radu Tiliță a urmărit dezbaterile din comisie. Bun găsit, Radu, l-am auzit și pe ministrul energiei optimist. Însă, cei din partea asociațiilor și de proprietari, dar și de furnizori spun că această compensare nu se poate face. Bună ziua, Andreea, bun găsit tuturor, așa este. A fost o dezbatere destul de lungă aici în Camera Deputaților, o dezbatere care s-a întins pe mai bine de 3 ore, dacă aproximăm bine. O dezbatere în care reprezentanții celor care furnizează atât energie electrică cât și gazele naturale au spus că nu se poate face acest lucru, cel puțin nu de la 1 noiembrie, dat fiind faptul că mai sunt doar câteva zile. Cu toate acestea, Parlamentul încearcă astăzi o zi maraton prin care să vină pe proiect cu toate amendamentele propuse de toate partidele politice, astfel încât toate partidele să voteze acest proiect de lege și dacă nu astăzi, mâine am putea avea un vot final pe proiectul de lege, așa că rămâne de văzut. Românii ar trebui să plătească 1 leu pe kilowattoră la energie electrică și 33 de bani pe gaze naturale. Mulțumesc, Radu Tiliță. În legătură cu noi acum este domnul senator Radu Oprea, senator din partea Partidului Social Democrat. Ați avut propriul proiect de lege care a fost respins. Domnule Oprea, pe acest proiect vedeți posibilă acordarea aceasta de compensații 29 de bani pe kilowatt? Bună ziua! Sigur că la Senat, atunci când s-a modificat ordonanța 118, a fost un prim pas foarte important, acela în care a intrat și plafonarea. Credem că faptul acesta că a intrat și plafonarea era deosebit de important pentru a putea dezbate apoi la Camera Deputaților și am venit astăzi cu 3 amendamente importante pe care colegii mei deputați le-au susținut. Vom vedea care va fi votul final. Primul amendament se referă la plafonare, faptul că dacă vrem să avem o lege care poate fi aplicată imediat, aceasta ar putea fi făcută doar cu plafonare, fără compensare. Acesta ar fi primul subiect la care țin socialdemocrații. Și la Al un nivel mult mai mic, nu la nivelul la sprijinul, de astăzi, această plafonare. Și la, un nivel mai mic, care este similar prețurilor dinainte de liberalizare. Sunt prețuri cu care am reușit să trecem ierni și pe care compatrioții noștri au putut să le plătească. Deci sunt prețuri care n-ar trebui să îngrijoreze românii deloc. Plafonarea are un mare avantaj că ar putea să aducă acea liniște socială de care avem foarte mare nevoie în acest moment de criză pandemică, pentru că nu trebuie să ne mai luăm pastile de inimă atunci când mergem la cutia poștală să luăm factura de energie electrică sau de gaze, prețurile rămânând fixe. Acesta ar fi un avantaj imens pe care pot să-l aducă pentru o perioadă de 6 luni plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică. Al doilea lucru, trebuie să sprijinim obligatoriu întreprinderile mici și mijlocii, pentru că siguranța locului de muncă este cea mai bună măsură de protecție socială. Dacă vin și facturile mari și nici nu avem din ce să plătim, atunci dezastru este clar. Există o limitare, așa cum a trecut de Senat, la 200 de megawatt-oră pentru energie electrică, pentru facilitățile la energie electrică pentru întreprinderile mici și mijlocii, acest amendament ar trebui eliminat. La fel și la gaze, la fel și la TVA. Deci facilitățile propuse prin lege, adică scoaterea din factură a costului cu certificatele verzi, cu cogenerarea, cu taxa de cogenerare și TVA redus la 5%, ar trebui să se aplice pentru toate întreprinderile mici și mijlocii din România. Și al treilea amendament care este foarte important în această perioadă, acela ca spitalele, ceturile, cele care alimentează încălzirea centralizată în marile orașe din România, cabinetele medicale, școlile, să intre de asemenea pe această schemă, pentru că știm problemele sunt foarte grave acolo. Mulțumesc, domnule.